În țările europene, cetățenii nu votează neapărat candidatul, ci proiectele cu care se prezintă în fața lor. De aceea, oamenii au zone verzi, parcări inteligente și trafic relaxat. Vi le-am prezentat pe toate la precedentele alegeri în campania Vrem Primar Model European. Nemții, olandezii sau francezii, de exemplu, știu cum să-i tragă la răspundere pe aleși dacă nu lucrează în folosul lor. Și noi putem proceda la fel prin votul nostru de mâine. În țările moderne, indiferent cine ajunge la primărie, găsește soluții pentru oameni și cheamă în sprijin comunitatea. Is it a full-time job? Mm-hmm. You feel like it? It's a full-time job. Yeah. I think I'm 60 hours a week. I do working. And yeah, but I like it. I live it, I like it and yes, I knew what there will be. Competiția pentru fotoliul de primar nu e nici concurs de frumusețe, nici despre cine e cel mai carismatic sau are cel mai mult tupeu. E despre omul vizionar, omul gospodar, cel care reușește să adune în jurul său un nucleu, o echipă de profesioniști care realmente să găsească soluții pentru comunitate. Altfel, când ne mai lamentăm că lucrurile mai bine se fac la noi în 10, 15 sau chiar 30 de ani decât deloc? Ne mulțumim doar cu atât, de aceea trebuie să ieșim la vot. Edilii nemți sau olandezi au reușit performanța de a construi autostrăzi pentru biciclete și au transformat localitățile în zone cochete în care pietonii și bicicliștii au acces facil. We try to get more companies here and we are a very dynamic region in this area. Dass wir die auflöst, shared space nennt man das neudeutsch. Ohne Schilder, ohne Ampeln, das sehen Sie hier in der neuen Mitte. Die neue Mitte ist unser Beispiel für Shared Space. Sie sehen keinen Zebrastreifen, Sie sehen auch keine Kanten. La noi, parcările sunt mai degrabă în trafic. Pistele pentru biciclete de pe trotuare sau de pe asfalt sunt blocate. Ar trebui să știm pe cine votăm, dar și ce așteptări avem de la alesul nostru. Asta dacă vom și găsi un partener de dialog. În alte țări civilizate, toți cetățenii sunt consultați cu privire la orice proiect major din comunitate. Gândiți-vă bine câți dintre candidații pe care îi aveți în față vor face asta când vor ajunge primari. De fapt, este o obsesie a instituțiilor de oraș și, în general, grija de om. Când nu mergem la vot, îi lăsăm pe alții să decidă în locul nostru. În Occident, votul pentru primărie nu este dat candidatului, ci mai degrabă programului și proiectelor cu care vine în fața oamenilor. Imaginează-ți că este cumva ca și cum ți-ai lăsa propria locuință în grija unei persoane străine, acest ales. I-ai lăsat cheile pentru 4 ani și i-ai permis să se ocupe de eventuale modernizări. Vezi tu ulterior dacă îți place cum iese și pe ce ai dat banii. Străinii merg la vot, la fiecare scrutin și participă la dezbaterile privind transformările din localități. You can sit here on the stairs, right here, and you can have events on the river Sieg or on the other side of the river, where you can have a stage, for example. Există foarte multe modele, există soluții care pot fi aplicate și în comunitățile românești, acolo unde va fi și voință. Și mai e un amănunt important. Trebuie văzut care dintre candidații pentru fotoliul de primar va face această meserie mai mult din spirit civic și mai puțin din dorințe de acces către sfere de influență sau din alte interese mai mult sau mai puțin la vedere. Un primar și echipa sa trebuie să răspundă nevoilor cetățenilor și nu îi dăm lui votul, ni-l dăm nouă, copiilor, bunicilor, prietenilor noștri și comunității. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.